Unde e ajuns-tu? La spital. Voi doar aici. Am măsurat temperatura și febră nu avem. Acum urmează să ne examineze medicul chirurg. Salutare! Mergem la școală! Hai, Mirțelică! Unde e Melisa? Melisa, deja e mașină! Hai, Fuguța! Fugulița! Succes! Găinile noastre așteaptă mâncare. Dar și pisicuța la fel. Vrea neam-neam. Vrei mâncare? Și azi vrea mâncare! Toate actele sunt în regulă, de aceea Matei este așteptat cu drag la grădiniță! Iuhu! Și Matei a fost acceptat la grădiniță! El va frecventa grupa creșă! Ia priviți ce frumos este aici la grădiniță! Au terenuri de joacă foarte frumoase și interesante, atractive! Cu siguranță îi va plăcea aici lui Matei. Ne-a rămas doar să facem ultima vaccină, de fapt a doua vaccină, de la vârsta de 2 ani și putem frecventa grădinița. Pe cine aștepți, Matei? Cine vine la tine? Marius? Ia uitați ce face Matei. Privește vlogurile mele mie. A ce face Ionuț? Salut, Ionuț! Ionuța noastră este de câteva zile cu Suzete. Hei, salut! Iată așa! Hai să vedem ce fac copiii ceilalți. Ia priviți ce pregătim noi aici. Am scos din sala de sport echipamentele, masa de tenis și banda de alergat și ne pregătim... Wow, Eliza! De un nou sketch! Mircea! Mircea aici? Wow! Salut! Wow! Salut, elevule! Eu fac aici temele pentru acasă. Ah, tu deja te-ai apucat de teme pentru acasă! Bravo, Mircea! Succes! Mă duc să mă îmbrac și eu să mă pregătesc. Apropo, și Matei vine cu noi! Matei, tu te filmezi, Matei? Da. Te filmezi? Bravo! Matei, dar unde-i costumul tău? Cu ce te îmbraci tu? Unde e uniforma ta școlară? Matei, hai la școală să mergem. Hai să căutăm uniformă pentru Matei. Matei, și mami, trebuie să mă pregătesc și eu. Merg să mă îmbrac și să mă aranjez pentru sketch-ul nostru. Așa, aici trebuie să facem un pic de ordine. Matei, ești pregătit de școală? Da. Da? Așa, Fugulița, ia să vedem. E bună? Da. Ia, privește la Mircea. Wow, e perfect! Hai și aici. Aceștia sunt pantofii lui Mircea. Ce mănânci? Biscuiți. Bunica a făcut chec. Bunica a făcut chec. Wow! Și Melisa să se încalțe. Da, în pantofi. Wow, Matei, ce frumos ești. Numai bun de școală. Și ghiozdanul? Da. Hai să punem ghiozdanul pe spate. Așa, și aici. Mergi cu Melisa și cu Mircea la școală? Da! Cu Melisa, hai, pa, pa! Unde pleci? Ia priviți! Înapoi, Matei! Eu plec afară la școală! Aici filmăm, aici filmăm! Hai, vină încoace! Acum pregătim coafura Melisei. Oare cine va fi Melisa în video nostru? Știe cineva de voi? Să scrieți în comentarii. Voi fi ori învățătoare, ori elev. Cameramanul e pe loc. Cine acolo filmează? Mircea. Mirciulică? De Mircea. Mulțumesc, Matei. Și Matei este asistent. Dar la școală o vă dă voi cu coc. Nu vă permite cu coc? Nu. Ta-da! Sunt pregătită și eu! Oare unde mă duc? La școală! Nu uita să urmărești sketch-ul nostru de pe canalul Familia Melini! Ia, Melisa! Wow! Și Mircea! Dar ia priviți cel mai important personaj! Matei! Și pantofi are Matei!
Super! Aici ce este? Wow! Totul ca la școală, da, Melissa? Da! Aici e Australia. Da. Aici China. Deci s-a început coronavirus. Da. Rusia. Cea mai mare țară. Da. Aici este Canada. Da. Brazilia. Da. Moldova, micuță, micuță, micuță. Mică, mică, mică. Da. Nu-i mare. România. Mică, mică. În pauze învățăm geografia. Da, Matei? Mâncăm dulciuri. Nu chiar mâncăm dulciuri. Nu sunt sănătoase. Cine a venit, Matei, la tine? Marius, salut! Noroc! Salut! Salut, Marius! Așa, hai, dă-ne noroc. Salut! Nu, e fără lumină. Melissa, sărbătorile s-au terminat de la tine, vine încă Moș Crăciun. Wow, dar ce ai câștigat? Ia ce cadou, tati. A venit și Marius. Ce ai, Matei? Wow, super, mulțumim. Haideți să vedem cine a adus finii noștri. Începem cu acesta, un robot. Acest robot este pentru Mircea. Acest roboțel are mai multe funcții. Ia priviți, are și telecomandă. Despre toate acestea vezi un pic mai târziu. Și avem ceva pentru Matei. Așa, o pușcă. Te vei juca cu ea, da, Matei? Dar și acest ceas. Super fain! Wow! Și în această cutie avem foarte multe dulciuri din Italia! Așa, caise în ciocolată! Covrigei! Super! Ce biscuiți! Biscuiți, bastoncini! Acestea vor fi creioanele noastre la școală! Așa este! Aici ce avem? Fructe uscate, stai, Matei, să vedem! Tonic facial, cremă pentru față și încă una era aici. Mulțumim frumos! Ce e aici? Ton, Matei știe, zice ton. Da, ton din Italia, cel mai gustos pește conservat. Vai, ce multe, multe, da! Bomboane! Biscuiți, vai, cât de multe cadouri avem. Și napolitane cu cremă și Milka ciocolată. Vai, și portocale în ciocolată. Mulțumim, mulțumim din suflet. Vai. Broia robot de ce asta, da? Da. Ia să-l vedem. Super. Și ce culoare interesant are. Parcă e un robot de pe o navă spațială. Da. Vai, ce-ți pregătești aici? Matei, ești curios? Ce-ai făcut, Marius? Ia să vedem! Super! Cu creta pe dulap! Și Matei la fel a făcut, da? Numai că el aici pe ușă a făcut. Și pe perete. Și pe perete. Ce faci, Matei? Wow! Încă așa pușcă noi n-am avut în casă. Trezim vecinii. Și binoclu. Soldat adevărat. Salut, Ionuț! Și Ionuț s-a trezit. Și Ionuț s-a trezit, bomboana. Bumbunica. Suzeta? Bunica a pregătit chec. Foarte gustos, Francoise se numește. Rețeta vă spune mai târziu în alt loc. Wow, parcă e Michael Jackson. Pușcă. Pușcă. Piu, piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Pistolul. Copiii, privesc desene animate. Hai să punem jucăriile aici pe praf. Mă ajuți? Da. Hai. Hai. Da, 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 da
Чего-то, Матей? А, ты жуч? Мариус, ты? Где машина для помпиер? Здесь. Это платье? Позы? Хай, как тебе позы? Чего там? Ионюч! Салют! Ce mănânci, Marius? Ah! Poftă bună! Ce mănâncă, Matei? Ce faci, Melisa? Te joci? Da. Cum se numește joaca? Ha, afară este ger! Și musafirii noștri pleacă. Matei, Marius pleacă? Da? Pleacă cu mașina? La revedere! Pa, pa! Matei, spune la revedere! Pa, pa! Melisa, pa, pa! Ne vedem în vlogul următor! Pa, pa!